Noaptea muzeelor la Deva, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, cu sprijinul Consiliului Județean, a pregătit mai multe evenimente deosebite. Atât la Palatul Magna Curia din Deva, cât și la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie și la Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad au loc manifestări. Noaptea muzeelor are loc sâmbătă 14 mai. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva a pregătit un program cu totul și cu totul special. Avem un program variat cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, care ne-a asigurat fondurile necesare. Vom organiza evenimente atât la Deva cât și la Brad și Orăștie, muzee care se află în subordinea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. Între orele 13, de sâmbătă, de la ora 13 până la ora 2 noaptea. Evenimentele sunt dedicate în mod special promovării patrimoniului cultural pe care îl deținem, a patrimoniului arheologic, dar și, să spunem așa, activităților interactive cu publicul. Împreună cu colegii noștri de la Liceul de Arte Sigismund Toduță pregătim concerte de muzică clasică, concerte de muzică populară și foarte, foarte multe ateliere interactive, acolo unde tinerii, copiii, persoanele adulte pot participa. Organizatorii spun că se așteaptă la mulți vizitatori, având în vedere programul bogat pe care l-au pregătit pentru acest eveniment. Să vină la muzeu ca să fie împreună, în primul rând, să vină la muzeu ca să se bucure și să afle ce patrimoniu incredibil are acest județ și să vină la muzeu, de ce nu, să socializeze sau să învețe niște meșteșuguri tradiționale. Organizatorii spun că Noaptea Muzeelor este un eveniment pe care oamenii îl așteaptă cu nerăbdare în fiecare an. Palatul Magna Curia din Deva își deschide porțile pentru Noaptea Muzeelor de la ora 13. La Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie, programul începe la ora 18, iar la Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad, evenimentul va avea loc de la ora 16. Activitățile și concertele vor ține până la ora 2 dimineața.